Absolut întâmplător, doi români care trăiesc în Canada au aflat că sunt frați în urma unor teste ADN pe care le-au făcut pentru a afla mai multe informații despre istoricul de sănătate al familiei. Dacina Krasnanik și Traian Alexandru sunt în vârstă de 50 de ani, iar faptul că locuiesc amândoi în zona metropolitană a orașului Toronto, la 30 de minute unul de altul, i-ar fi putut pune la un moment dat față în față, fără să știe că sunt frați și încă gemeni. Viața le-a fost complet schimbată după ce au făcut independent testele ADN, amândoi copii abandonați în România, atrași ca un magnet de Canada la vârsta maturității. Dacina a declarat pentru CBC că a fost adoptată la scurt timp după ce directorul unui orfelinat din România a găsit-o abandonată în niște tufișuri din apropierea instituției. A aflat de faptul că a fost abandonată abia când avea 20 de ani, după ce a descoperit o discrepanță în certificatul ei de naștere. A mutat în Canada împreună cu soțul în anii 1990. La rândul său, Alexandru a aflat de la mama sa că a fost adoptat atunci când era adult. Cineva din armată era în drum spre muncă, m-a văzut. Fusesem lăsat aproape de toboganul de gunoi în aer liber, a povestit Alexandru. Soldatul care l-a descoperit pe acesta l-a dus la poliție, iar mama lui, al cărei frate era capitan în respectiva secție, l-a adoptat, a adăugat el. Fosta soție și fiul lui Alexandru s-au mutat la Toronto, iar Alexandru, după ce a petrecut câțiva ani în Canada și România, a decis să se stabilească la Toronto în anul 2008. Similitudinile din viața celor doi frași gemeni nu se opresc aici. Fiecare dintre ei are câte un fiu cu același nume, Victor. Traian Alexandru a spus că mutarea în Canada după ce a împlinit 40 de ani a fost o provocare, pentru că nu avea mulți prieteni, dar găsirea surorii sale înseamnă totul. Faptul că locuiesc în aceeași țară a fost un alt element surprinzător pentru Alexandru. Este o nebunie, adică de ce Canada? Ar fi putut fi Anglia, ar fi putut fi Germania, Spania, sunt cetățean european, aș putea fi peste tot, dar sunt aici, a spus el pentru CBC în interviul difuzat de Ziua Familiei. Cei doi frați gemeni s-au întâlnit pentru prima dată în viața lor la câteva zile după ce au făcut descoperirea și de atunci au încercat să compenseze deceniile pe care le-au petrecut despărțiți, neștiind unul de existența celuilalt, relatează mesajul.ro.